Matei, capitolul 26, vom citi de la versetele 36 până la 42. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, cu cei 12 apostoli, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând tată, dacă este cu butință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Amin. Vă invit înainte de a vă reașeza să dați mâna unii cu alții și să spui Dumnezeu să-ți vindece inima ta. Vă salut pe toți cu toată bucuria și cu toată dragostea. Apreciez efortul pe care voi l-ați făcut de a veni aici. Vreau să vă spun că prin Harul lui Dumnezeu de 2 ani de zile sunt și în membru în departamentul de tineret al cultului penticostal din România împreună cu încă 11 păstori și sunt la curent cu lucrarea de tineret din România chiar foarte la curent. Și dați-mi voie să vă laud că am înțeles că tare bine e așa. Când vrei să transmiți un mesaj mai greu, să începi cu o laudă. Nu există în România lucrare de tineret care să echivaleze lucrarea dumneavoastră de la Elim. Felicitări păstorilor de tineret, felicitări liderilor și fiecăruia dintre voi care vă implicați în lucrarea aceasta și m-aș bucura azi în Timișoara, mâine în toată țara, după modelul vostru, să funcționeze toată țara. Aș vrea să vă spun că tema din seara aceasta se potrivește pe undeva foarte bine cu starea mea de spirit vin după o perioadă foarte lungă și foarte aglomerată, sper din tot sufletul să nu fie nimic mai mult decât o epuizare cronică, o oboseală cronică, dar voi vă rugați în timp ce eu vă slujesc și Dumnezeu mă întărește. De asemenea, am și anunțat pe 28 aprilie, în Duminica Florilor, deschiderea Bisericii Betleem din Arad. Am sunat toți frații președinți, i-am programat deja și suntem într-o luptă contra cronometru și toate apasă undeva în zona asta. Este destul de greu, dar Dumnezeu ne va ajuta. Dragilor, am primit afișul pe care l-ați văzut și voi, biruitori în întristare. Și am încercat să adaptez mesajul acesta pentru voi. L-am numit vindecare emoțională pentru că veți vedea că toate suferințele pe care le aveți, întristarea, așa cum Domnul nostru Isus Hristos a trecut prin situația aceasta, se... Localizează undeva, se localizează undeva. Uh, supărarea și întristarea, și gândurile și experiențele noastre sunt ca un roi de albine care caută un loc unde să se adune. Se adună fie la ficat și avem foarte mari probleme, se adună la stomac și poți să dai un, într-un ulcer, se adună la inimă, la plămâni, în psihic și se poate ajunge chiar la afecțiuni psihice. Vindecarea, emoțională, structura aceasta umană, trebuie să știm foarte bine când avem o problemă, vă duceți acasă ca o temă pentru casă, tema e vastă, studiați ce înseamnă starea de spirit veți vedea că există o stare de echilibru general între sănătate trupească, echilibru emoțional, echilibru spiritual, mediul în care suntem, întrețin starea noastră de spirit. Orice problemă apare în oricare domeniu, veți vedea că afectează în mod negativ starea noastră de spirit și poate să ducă chiar la, chiar la boli. Haideți să încercăm, să, stat numai puțin că nu l-am pornit, da, abia acum. Uh, pentru început aș vrea să vedem câteva lucruri legate de sufletul nostru, pentru că întristarea se localizează în suflet. Avem sentimente, rațiune și voință sau psihic. Psihie înseamnă suflet. Avem o foarte mare problemă aici. Avem o reticență când cineva ne consultă. Că vrea să meargă la, sau recomandăm să meargă la o, un consult psihiatric. Frate, nu sunt nebun, nu ești nebun, doar că în emoțiile tale, în sufletul tău, este atât de încărcat, care înseamnă psihie, adică suflet, și ai nevoie de acolo unde se cere medicamentație, dar despre aceasta, uitați v-am dat o definiție aici, structura sufletească proprie unui individ sau sistemul nervos al omului. Ei, vreau să știți că avem o foarte mare problemă și eu m-am surprins la un moment dat uh, cu problema aceasta, și anume toate uh, atacuri de la diavolul, uh, atac demonic, dar s-ar putea să fie o exagerare în muncă, la locul de muncă, s-ar putea să fie o epuizare psi, uh, fizică, s-ar putea să fie o grămadă de lucruri, dar noi toate le punem în seama diavolului. Mm, are și el, e vinovat de cele mai multe lucruri, dar nu întotdeauna. Veți vedea că unele dintre cauze sunt chiar uh, generate de noi. Am definit de asemenea și ce înseamnă emoții ca să, putem, uh, ca să putem defini reacția afectivă, complexă, în general bruscă și momentană, însoțită de tulburări, însoțită de întristare, de îngrijorări fizice, care oglindește atitudinea individului față de realitate. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani, dintr-o dată se roagă și brusc vine o întristare pe el ca de moarte. Asta înseamnă o, un comportament de anxietate agresivă cu cădere în depresie. Și a venit și a cerut ajutor. O să vedeți la cauze că una dintre ele este să cere ajutor. Avem o mare problemă, mai ales băieții care sunt mai înclinați spre anxietate și depresie și întristare profundă, cronică, avem, se, se, izbește nevoia noastră de ajutor cu orgoliul nostru de bărbat. Și aici avem o problemă. S-a demonstrat că doamnele, în mod special femeile da, și domnișoarele, apelează mai repede la ajutor. Ele sunt mult mai, mai deschise în a cere ajutor, având în vedere că sunt mai sensibile, pe undeva nu au atâta orgoliu și imediat îi cer ajutor. Haideți să, e foarte important să fim atenți în jurul nostru, nu știu exact unde aveți, a, așa, tu te uiți când apăzi, dacă nu funcționează, dai tu click mai departe. Reperele faciale. Ați observat că noi funcționăm foarte mult cu emoticoane. Trimitem pe toate rețelele de socializare, trimitem emoticoane. E foarte important că ochii sunt oglinda sufletului nostru. După privirea unui om îți dai seama ce probleme are, după atitudinea lui, după gesturile lui. De aceea vă recomand. Terapia voastră este în proximitatea voastră. Terapia voastră s-ar putea să fie tinerii de la grupă, terapia voastră s-ar putea să fie colegii de la facultate care îl cunosc pe Dumnezeu, terapia voastră s-ar putea să fie colegii de la locul de muncă cu frică de Dumnezeu. E foarte important aici. Fete și băieți să fim deschiși, să fim empatici și să fim atenți la comportamentul și la limbajul non-verbal al celor din jurul nostru. Aș vrea să înțelegeți că atunci când prietena ta vine și îți cere ajutorul, când prietenul tău vine și îți cere ajutorul, deja este cod roșu de intervenție. Dacă noi am fi empatici, dacă noi am gândit cristologic, dacă noi am fi atenți, la nevoile altora, cu altruism, așa cum cere caracteristica de bază a dragostei, n-ar mai fi atât de multe probleme, pentru că foarte multe dintre ele le-am anticipat. Măi, fată, te-am văzut că ai lipsit deja de două luni la tineret. E ceva problemă? Atât. O întrebare, nu te costă nimic. Și s-ar putea să afli un răspuns care o să te uimească. Ce vă recomand aici, nu intrați prea în detaliu neechipați în terapie. Cel mai mare bine pe care îl puteți face, draga mea, stai liniștită, nu intra în panică, dragul meu, stai liniștit, e înțeleg prin ce treci, dar permitem să fiu avocatul tău și să iau eu legătura cu frații slujitori. S-ar putea să ai coleg, colegă, la noi în biserică, încurajăm lucrul acesta și să știți că are destul de mare randament, care în felul acesta au ajuns, la, au ajuns să se întoarcă la Dumnezeu. Ce, ce trebuie să știm atunci când în jurul nostru avem un om care are astfel de probleme? O să trec. e un seminar mai vast, dar peste cauze trec rapid și insistăm pe vindecare. Bun. Cauze ale suferințelor emoționale, ale întristărilor care afectează înaintarea noastră spirituală. Una dintre ele ar putea să fie amintirile neplăcute din trecut, chiar din copilărie. Astăzi vorbeam cu o doamnă care a avut o traumă destul de mare, au trecut zeci de ani și n-a reușit să se vindece. N-a reușit să se vindece. Cum poate fi rezolvată, o să vedem la final, când ajungem la metode și la terapie, în mod special. Deci, amintiri neplăcute află, s-ar putea. Cunosc o doamnă care nu se mai urcă în mașină deloc pentru că a avut un accident, a intrat în comă și a dezvoltat fobie pentru orice mijloc de transport. Nu mai urcă în mașină. Și asta îi creează afecțiuni emoționale sau anumite traume din copilărie, anumite abuzuri din copilărie sau agresiuni de un fel sau de alt fel. Toate acestea se înregistrează. Să știți că așa cum avem memorie cognitivă, cum creierul nostru înregistrează, avem memorie emoțională. Psihe. Psihicul nostru înregistrează toate emoțiile noastre, și pozitive, și negative. Sau abuzuri, eșecuri repetate din trecut. Aici vă zic doar o paranteză cu uh, Thomas Edison. A avut 980 de încercări de a inventa becul ăsta care ne luminează pe noi. Și au ajuns undeva pe la 600 de încercări și zice că au venit prietenii la ei și au spus Thomas, renunță, nu e pentru tine, prietene. Nu e pentru tine. Ai 600 de încercări. Lasă pe altul care să pricepe. Ai 600 de eșecuri, de încercări nereușite. Știți ce a zis Thomas Edison? <gântu -i> Îmi pare rău, perspectivă greșită. Am doar 600 de variante care nu merg. Trebuie să caupe care merge. S-ar putea, recent, am auzit de un caz, nu a luat permisul. Nu a luat examenul pentru sala. Am mai dat o dată, încă o dată și a amenințat că se duce și își pune capăt zilelor pentru că a pierdut un examen. Stai cu minți, frați și surori, dragi tineri, sunteți în perioada asta în care dați examene la facultate, cunosc un cetățean, cred că e mort și pot să-i dau numele, îl chema Vulpe la noi în comuna în care m-am născut, de 33 de ore a dat și a 34 ore a luat. e un om ambițios, domnule. A alergat cu stăruință în alergarea lui. Adică nu e așa S-ar putea să nu fi ajuns la 33 de ori, totuși. Și dacă ai ajuns ce? Poate că tu e 55 a 55-a oară. Sau un accident, sau o amenințare, sau umilințe, jigniri, sau pierderea unei persoane. Moartea mamei, moartea unui copil, o sarcină pierdută. Toate acestea îngreuiază, sunt cauze care aduc întristarea în viața noastră și aduc suferințele în viața noastră. Dragi tineri, fete și băieți, Știți care este una dintre armele diavolului prin care mai ales pe fete le șantajează? Au ajuns în relații interzise și am înțeles că sunt destul de mulți tineri care ne ascultă și în online. Au ajuns să se compromită și apoi sunt șantajați. Dacă nu mergi mai departe, pun pozele în... Știi tu unde? Și le amenință. Presiunea asta, sclavia asta emoțională, este atât de mare încât au ajuns până acolo încât au fost chiar în pragul de a-și pune capăt zilelor. Sunt legi care vă ajută. Nu tăceți. Nu stați sclava emoțională, psihică a nimănui. Cereți ajutor. Sunt organe competente care să vă ajute în privința aceasta. Altă cauza ar fi falimentele. Uitați-vă la Iov, până la urmă zice el, gol am ieșit din pântecele lui maică mea și gol, nu, uh, riscuri, da, și gol mă voi întoarce. Viața aglomerată, aici sunt și eu expus am serviciu, mă trezesc în fiecare dimineață la șase, mă duc la serviciu de acolo pe șantier, de pe șantier la evangelizare. În ultimele două săptămâni am depășit cu mult 2000 de kilometri făcuți. Doar în România am dormit foarte puțin. Nu trebuie să le facem noi pe toate. Încă sunt la faza în care învăț să mă duc doar acolo unde mă vrea Dumnezeu. De ce ți-ar trebui ție trei joburi? Dar de ce ți trebuie trei salarii? Că tu ești unul singur, ești doar. Sau anumite nedreptăți. Anumite nedreptăți. A luat premiul întâi fata aia pe care nu prea o ai la suflet în locul tău, înaintea ta, și poți să te, poate să te afecteze foarte tare chiar după ani de zile. Sau codependențe. Acestea sunt anumite vicii care sunt moștenite, unele chiar genetice, cum ar fi alcoolismul sau alte lucruri, care atunci când ai venit la Hristos, la Golgota, nu trebuie să te urmărească. Uite ce părinți am, uite care e zestrea mea genetică, dar nu-mi face rușine, dar nu-mi face onoare, din potrivă îmi aduce rușine. Dragă fată, dragă băiete, lasă deoparte lucrurile astea, nu trebuie să te afecteze pe tine. În Iisus Hristos, cele vechi sau toate lucrurile s-au făcut noi Indiferent care este viața părinților tăi Indiferent care sunt viciile părinților tăi Tu ești prințul lui Isus Hristos Ești prințesa lui Isus Hristos Nu mai sta sclavă în trecutul tău În trecut n-ai ce să cauți Decât dacă găsești un păcat de mărturisit Și dacă găsești o amintire plăcută și atât În rest n-ai ce să cauți acolo Este închis Este închis Haideți să vedem care sunt riscurile Nu vreau să vă sperii dar da, dacă vorbim de psihe, dacă vorbim de suflet, da, pot să fie boli psihice. Vă dau un exemplu pe care eu l-am întâlnit. Doamnă care a avut un conflict cu sora ei de corp. Și până acolo a ajuns încât a dezvoltat o obsesie. Frate, dar numai la mine se uită în adunare, dar numai pe mine, mă urmărești, are ceva cu mine. Ea deja avea o mare afecțiune psihică, avea deja putea fi pus un diagnostic, o formă de schizofrenie pentru că nu a reușit să ierte. Am o recomandare pentru voi, băieți și fete, s-ar putea să vă, mă fi trimis Dumnezeu la timp. S-a demonstrat că pe măsură ce înaintăm în viață, se sedimentează atât de tare orgoliu, încât nu mai ai putere să-ți ceri iertare. Rezolvați-vă conflictele și problemele acum, astăzi, pe măsură, zici, lasă că timpul rezolvă problemele. E cea mai mare minciună. Timpul nu rezolvă decât acutizează, cronicizează problemele. Singurul care rezolvă orice problemă este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, vindecă problemele noastre și amintirile noastre și dă-ne putere să iertăm. De aici se poate ajunge la anxietate. De la anxietate sunt o grămadă de boli asociate, stimă de sine scăzută. Sau chiar la posesiune demonică. Era o doamnă în poziția asta, așa. Trece ortopedul pe acolo și zice, da, are o problemă scolioză acută, trece uh, un alt medic pe acolo și spune scleroză multiplă, de oase, contorsiune, nu știu ce. Trece Iisus Hristos și spune, Duh, diavol. Și zice, diavole, ieși. Și femeia asta se îndreaptă. Cum adică? Adică, o problemă care se localizează în psihe, în Suflet o tristețe profundă, poate să afecteze și trupul, în mod special, clar, poate să afecteze și trupul. De aceea, s-ar putea să se instaleze un duh de neiertare și în momentul în care uh, poți să dezvolți mania persecuției, chiar dacă nu are nimeni treabă cu tine, la un moment dat să crezi că toată lumea e împotriva ta și tu împotriva tuturor, ca mă măgarul sălbatic. Uh, nu mai știu exact care era dintre fiii lui, uh, lui Iacov. Dragii mei, aveți foarte mare grijă. Și rezolvați-vă problemele acestea. Aș vrea în al patrulea capitol, ați văzut că am trecut rapid. Eu aici, în general, l-am ținut în două tabere de tineret, în Italia și în Spania. Am insistat cu câte un seminar pe fiecare capitol, dar le amintesc, aici este cea mai mare densitate de eminență cenușie a generației noastre din România, aici, că sunt foarte mulți studenți, de aceea sunt și foarte, foarte emoționat în fața voastră. Să nu credeți că vin de pe postura unui profesor, unui pastor care le știe pe toate. O nu. Am în fața mea oameni care pot să aibă adăugiri la ceea ce eu spun și chiar vă rog pe Instagram, dacă undeva este o explicație medicală care o știți, sau psihologică, vă rog să-mi scrieți și o să o adaug în materialul acesta. Gestionarea greșită. Cea mai mare problemă pe care o avem. Dani, să-mi spui cât e ceasul. N-am niciun ceas. Îmi place să vin la Elim, că nu ești stresat. Cât e acum? Opt fix. Mai am 20 de minute. E bine. Uh, gestionarea greșită. Negarea. Nu am nicio treabă. Cine a zis că am eu o treabă? Este cea mai mare greșeală pe care o poți face. Nu poți nega la nesfârșit. Nu poți nega la nesfârșit. Cain, unde e fratele tău? Dar ce, sunt eu păzitorul fratele meu? Acum vă rog să mă lăsați să fiu avocatul lui Cain. Gândiți-vă cât de mare presiune psihică era în mintea lui când știa că a înregistrat prima crimă din istorie. Și nu știa consecințele, le intuia în inima lui. Pentru că dorințele păcatului se ținea după inima lui. Și spune Cain, nu știu unde este. Nu, nu știu! Negarea. Negarea nu face decât să complice lucrurile. Sau, căutarea de vinovați. Fete și băieți, nu vă mai plângeți de milă. mama mai de vină. Dacă nu era tata, eu nu eram aici. Dacă eram în altă familie, profa aia de geografie, o, dacă aș mai fi o dată tânără, diriginta aia care ne-a făcut nedreptatea. Nu, dragilor, nu mai căutați vinovați la nesfârșit. Sau ajungi la un moment dat în situația în care să te hrănești cu necazul. Oameni care se hrănesc cu necazurile, oameni care se simt bine, aplecați asupra propriilor drame, nu vor să fie vindecați. Li se pare ca un act de dreptate, de pro, dreptate proprie, să manifeste ură față de agresor, să manifeste neiertare față de părinte. Iar lucrul acesta este foarte toxic și foarte nociv sau izolare nu mai am treabă cu nimeni, tot, orice om este înșelător. Spunea David, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Băieți și fete, în neliniște poți să zici multe. Dar niciuna dintre cele care le zici neliniște nu sunt adevărate. De neliniștea ta te influențează. Starea ta de spirit influențează concluziile pe care le tragi și concluzii, în consecință, nu sunt cele reale, sunt deformate. Și gafa gafelor, supărarea pe Dumnezeu. M-am certat cu Dumnezeu, m-am pornit împotriva lui Dumnezeu. Cine sunt eu, măi? Bulgărele de pământ, să mă cert eu cu Creatorul. Aici, notațiile, pozațiile, faceți ce vreți. Aceasta înseamnă gestionarea greșită a suferințelor emoționale, a suferințelor din psihe, din suflet. Dacă veți proceda așa, aveți șansă mare să ajungeți în faliment. Spurgeon spunea, cine țintește nimicul are toate șansele să-l nimerească. E maxim, toate șansele le are să-l nimerească. Haideți să vedem câțiva pași în vindecare. În primul rând, recunoașterea. Dragilor, aici a, a, aș vrea să, să lăsăm orgoliu deoparte. Măi, ai o problemă? Eu n-am nicio problemă? Măi, sigur nu ai, nu ai o problemă? Recunoașterea să te duci frumos și să spui, frate, uite cu ce mă confrunt. Am problema asta, uite, mint, înșel. Uitați-vă la mama aceea. Doamne, fata mea e muncită rău de un demon. Doamne, asta e diagnosticul ei. Pentru că nu dăm un diagnostic clar, niciodată nu vom avea un tratament corespunzător. De aceea, da, recunoașterea, ce înseamnă asta, mărturisire. S-ar putea suferința ta emoțională, s-ar putea să apese diavolul pe psihie, în sufletul tău și în psihicul tău, cu un păcat nemărturisit pe care îl duci după tine de ani de zile. Au fost oameni care, după zeci de ani de zile, când au dus păcatul după ei, au crezut că îl pot jongla psihologic și n-au reușit. Și știți unde? El se localizează undeva, unde în psihie se localizează emoțional. Apoi, împărtășire, sinceritate, smerenie. E a importância fiz-se merite. Numai un om smerit cere ajutor. Oriunde mă duc, eu le spun, dragilor, chiar mi-a spus o soră, am remarcat frate păstor asta la dumneavoastră, zice și apreciez. De fiecare dată spuneți, fraților, sunt uh, într-o perioadă mai sensibilă, rugați-vă pentru mine, rugați-vă, dar de ce să-mi fie mie greu să cer ajutorul fraților în rugăciune? Nu-mi este greu deloc. Smeriți-vă, dragilor, lăsați orgoliul jos. Cu orgoliu nu faci nimic, cu mândrie nu faci nimic, cu smerenie și pocăință și mărturisire s-ar putea să rezolvi mare parte din problem. Și o, gnia, o diagnoză clară. Uitați-vă ce spune Nemia 2 cu 17. S-a dus cu măgărușul, a făcut un circuit cetății, s-a întors înapoi și dacă ai auzit lucrul ăsta, probabil că ai fi foarte dezamăgit. Și au zis, vedeți starea nenorocită în care ne aflăm? Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc, din punct de vedere emoțional sunt la pământ. Frate păstor, fă ceva pentru mine că mor. Când vii cu gândirea aceasta, 50% din problemă deja e rezolvată. O diagnoză clară. Asta este problema, frate. Vine și continuă cumva să se învârtă în jurul subiectului. De aceea îl rog pe Dumnezeu și insist și îi dau slavă că pe alocurea se manifestă. Doamne, dă-mi darul de descoperire ca să nu mai fiu dus cu zăhărelul. Să-l pot ajuta pe pacientul ăla care îmi cere ajutorul. De aceea, slujitorii altarului, lider de tineret și păstori, n-aveți ce să faceți în slujire fără darul deosebirii duhurilor, darul descoperirii, darurile acestea de putere ale Duhului Sfânt. Avem mare nevoie de ele. Atunci când vă învârtiți în jurul subiectului, noi să știm ce să vă întrebăm. Și apoi, cel mai greu pas și anume, confruntarea. Dragilor, există o problemă. Un frate, așa, un frate avea o problemă împotriva mea. El știind despre mine lucruri deformate de la alții, nici nu mă cunoștea. Și într-o zi zic, frate, unii vreau să stăm de vorbă să discutăm. Da, dragul, te ascult. Deja l-am câștigat. Și a stat de vorbă, la final, îmi spune, nu-mi vine să cred. Știam atât de multe lucruri deformate despre tine, dar zice, tu chiar ești un om bun. Am zis, slavă Domnului, slavă Domnului. Dacă și nevastă mi ajunge în sfârșit la concluzia asta, atunci pot să aștept în vierea morților și viața veacului ceva să fie. Dragilor, confruntă-l pe om. Măi, fată, uite ce am auzit, nu mai mergeți numai cu vorbe, numai dintr-un loc în alt, că vă încărcați emoțional la iurea. Tu te și spune, măi, ai ceva cu mine? Sau, uh, e băiatul la care tot îți scrie și te-ar lăsa și te-ar lua. Spune, măi, băiatule, măi, vrei ceva serios sau nu? ce e așa greu? Dragi domnișoare, nu vă lăsați duse cu zăhărelul. Și voi băieți, la fel, pentru că asta aduce suferință emoțională. Am întâlnit o grămadă de situații în care fetele sufrate, nu mai știu ce să cred cu el. Îmi dă impresia că mă place, ține la mine, țin și eu la el. Dar numai nu, ce, nu-ți dă inelul, numai nu, nu, nu mă cere, mă, cere-o. Doamne, dă să o ia altul înaintea ta și să mor de ciudă toată viața. Mai ales dacă ți-a fost drag de ea. Adică lucrurile astea, așteptarea asta, a, a, încarcă emoțional. Omul ăla trebuie să-și facă niște planuri. De aceea, dragilor, e important să a, confruntați lucrurile. O întâlnire, un dialog deschis, uite ce am împotriva ta. E adevărat ce ai zis despre mine. Eu așa am a, curmat legătura cu bârfitorii. Aveam unul, mai atâta poluare fonică și emoțională și psihică și într-o zi vine, hai să spun ce-o zis ăla în timp ce el vorbea, eu sun. Băi, e adevărat? Dar asta era bârfitor mare, 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 mare. Dar ce dor nu sun? Dar n-am sunat, vă dați seama că n-am sunat, dar am format numărul, i-am arătat. Acum întrebăm. Nu, 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 nu întreba. Ceva e minciună, am zis. ce minciună? Dă slavă lui Dumnezeu și spune tot. Dragilor, e foarte important să ai un dialog deschis. Dacă e până acolo, cereți iertare. Da, dragă, uite, am greșit. Dacă crezi, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, cele mai multe probleme. Și aici am întâlnit o situație care, psihologic, nu știu cum să o încadrez, un fel de sclavie emoțională și psihică. Oameni care nu vor să te ierte, ca să te țină sclav. Aici va trebui să cerezi de la Dumnezeu putere și să știi așa. Dacă inima ta, dacă cugetul tău nu te condamnă, i-ai cerut odată iertare, i-ai cerut de două ori, am ajuns până acolo încât la unii am zis, bă, Iartă-mă și pentru ce nu ți-am greșit, măi. Dar zi bună ziua. Nu! El, lui se pare că te pedepsește în felul ăsta. Nu rămâneți sclava emoțională și sclavul emoțional și psihic al nimănui. N-are nimeni voie să fie stăpânul sufletului tău. N-are nimeni voie la asta. Tu ești liber în Isus Hristos. De aceea, asigură-te că inima ta e curată, cugetul tău e curat, confruntă-l și dacă vezi că n-ai cu cine, cere ajutor, așa cum spune Biblia mustră-l între tine și el, Matei 18 cu 15, dacă vezi că nu rezolvi problema, ia-l pe fratele Dani Popa cu tine, ia pe un frate prezbiter, dacă vezi că nici atunci nu rezolvă problema, te duci la frații din comitet și fratele păstor, atunci trebuie fraților, avem în biserică un păgân care nu vrea să ierte. Asta este procedura biblică la care sper să nu fiu primul păstor din România la care voi apela dacă voi avea un astfel de caz și asumarea condițiilor de reabilitare. Aici avem cea mai mare probleme. Le dăm teme de casă, le spunem, uite, faceți asta, încercați să vă rugați, liniștiți-vă, odihniți-vă, mai tăiați din joburi, mai tăiați din slujire dacă trebuie, dacă e prea mult. Și vin și spun, ce ați făcut? N-am apucat, n-am apucat. Asumarea condițiilor de reabilitare. Imaginează-ți că ești operat de inimă. Și zice medicul, n-ai voie să ridici greutate mai mare de 2 kg, n-ai voie să mănânci sărat și altele. Acolo respect cu strictețe, că e vorba de trup. Dragilor, dacă nu ne asumăm și dacă nu luăm medicamentația spirituală, emoțională, în mod corect, nu mai visați la vindecare. Zice la un moment dat apostolul Pavel, însuși lucrul acesta, fraților, este un cusur, că trebuie să vă judece magistrații corupția lui Cezar. Dar nu este un frate să judece între frate și frate? Ba da, e plină biserica de ei. Dar cine îi bagă în seamă? Mulți dintre noi avem duhul acesta pe care laveau aveau evrei și au zis, hai să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la ce spune. Nu luăm seama, pur și simplu. Nu-l ucizi pe el, te ucizi pe tine. E o formă de suicid spiritual. Dragilor, luați seama, băgați-ne în seamă, în momentul în care vă predicăm de la Dumnezeu, când ai un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu, bagă-l în seamă, mai ascultă odată și încă o dată, vezi clauzele pe care Dumnezeu ți le-a cerut, vezi condițiile ce urmează de la dacă încolo și în felul acesta, dragilor, asumați-vă condițiile de reabilitare și vindecare. Vreau, e primul lucru. Nici Dumnezeu nu trece peste voința noastră. Mă conformez, ascult, depun efortul necesar pentru asta și accept puterea sângelui lui Iisus Hristos să mă curățească. Slavă Domnului pentru asta. Dragilor, acum înțeleg în seara aceasta, pe alocurea, și vă recomand să ascultați mesajul pe care l-am avut la Betleem, duminică dimineața, lecții din Casa Olarului. Am stat înaintea Domnului de vreo trei luni de zile, patru luni aproape, meditez la, vers, la uh, pasajul acesta, Ieremia 18, și săptămâna aceasta Dumnezeu m-a dus în unele case, în Duhul din biserica noastră, atâtea probleme care sunt și atâtea suferințe interioare, dar înțeleg că și pentru seara aceasta, înțeleg că noi afișăm în zâmbet, dar în privat sunt niște drame atât de mari și unii dintre voi sunteți în disperare și zici, Doamne, vreau să mor. Doamne, când vine rezolvarea? Ei, vreau să vă spun, Doamne, îți mai pasă de mine. Iată că lui Dumnezeu îi pasă de tine și vrea să-ți vindece rana ta emoțională și vrea să-ți vindece întristarea. De ce? Pentru că știți care este una dintre probleme? Vegheați să nu dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, de întristare și mult să fie întinați de ea. Afectează toată familia. Toată clasa de studenți, toată biserica, dacă nu îți vindeci în mod corespunzător interiorul tău. Și, dragilor, cea mai puternică armă a noastră de vindecare este următoarea. Plinătatea Duhului Sfânt. Nu vă întreb câți dintre voi, dă-te rog la slide-ul numărul 4, nu vă întreb câți dintre voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Uh, dar vreau să vă spun că atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în, uh, uh, la capitolul 4, să dai, nu la slide numărul 4, mai departe. Când Duhul lui Dumnezeu intră în om, îl vindecă. Am văzut om care a venit de la stăruință și a spus, nu mă mai doare nimic. Era în stare să ia în brațe pe toată lumea. Când un om se golește de sine și se umple cu Duhul lui Dumnezeu, aduce vindecare în toate mărântaile. Este foarte mare tendința și sunt obligat din perspectiva apologetică să o amendez. Astăzi, din ce în ce mai mult, tratăm problemele noastre spirituale la psihologi, și ne zăpăcesc de cap. Are și psihologul situația lui, ca de exemplu, eu colaborez cu un psiholog. Și toate cazurile pe care le am, care mă depășesc pe mine, eu nu am voie să fiu superficial, le transmit la el. Claudiul Ciuc, un fost coleg de al meu de catedră, care este prezbiter, a terminat teologia, apoi a terminat psihologia, are cabinet individual de psihologie, abordare pastorală a problemelor și țin legătura cu el și online și am recomandat foarte mult și face o treabă extraordinară. Dragilor, dar aveți foarte mare grijă dacă ajungeți să fiți tratați la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu înțeleg implicațiile spirituale ale presiunilor demonice uh, s-ar putea să ajungeți mai rău de cum vă duceți. Nu vă rezumați doar la ședințele la psiholog. Nu vă rezumați doar la o vizită la psihologul școlii. E important să colaborăm și spiritual. Este pe mai multe fronturi suferința. Da? Și aici avem, așa cum vă spuneam, plinătatea Duhului Sfânt. El este mângâietorul, paracletosul, uh, apărătorul nostru. Vreau să mai știți un lucru. Încercarea dă, nu știu exact, cred că telecomanda a cedat. Așa, de aici încolo, te rog să dai la capitolul 4. Așa, aici. Uitați-vă, spune Iacov 1 cu 2 la 4. Încercarea lucrează răbdare. Nu știu dacă mă credeți sau nu. Nu știu dacă vi se pare corect cum mi se pare mie, dar am zis așa când a venit un necaz. Doamne, nu te rog să iei necazul ăsta din viața mea până nu mă înveți exact ce ai vrut să transmiți în mine, ce lecție ai vrut să învăți, că dacă nu învăț lecția, ești nevoit să repeți și trebuie să trec iarăși prin încercare și n-am rezolvat nimic. De aceea, dragilor, dacă s-ar putea să fie o problemă, ai picat un examen, o situație, o relație, bun, ce vrea să te învețe Dumnezeu? că încercarea lucrează ceva, lucrează răbdare. Ai devenit nervos, ai devenit agitat, înseamnă că nu și-a atins scopul încercarea. Și Dumnezeu te ține în ea și 20 de ani, și 30 de ani. Și nu te mai vindești niciodată. Fii mai răbdător, încearcă să intri pe unda lui Dumnezeu și cu siguranță vei avea parte de binecuvântare. Aș vrea să avem un mic studiu de caz și apoi trecem la partea de Q&A. Domnul Iisus Hristos pe cruce. Domnul Iisus a trecut pe unde treceți voi. Ședeți aici până mă voi ruga. Dar zice voi când vine înapoi, îi spune n-ați putut vegea împreună cu mine. Păi, Doamne, ne-ai spus să ședem. De foarte multe ori, de foarte multe ori, nu așteptați să vă spună colegul, mă, ai nevoie de o, o zi de post? Ai nevoie de o încurajare? Ai nevoie de o îmbrățișare? Îmbrățișează! Eram situa într-o situație uh, și s-a terminat biserica și am simțit din partea lui Dumnezeu, o persoană din biserică, m-am dus și am îmbrățișat-o și am zis Dumnezeu te iubește și celor smeriți Dumnezeu le dă har. Să constat după aceea, transmis părinților și părinții mi-au transmis, că a avut o stare de vorbă cu Domnul și a zis așa, Doamne, dacă mai contează sufletul meu înaintea ta și dacă îți pasă de mine, vreau când se termină biserica, să vină cineva și să mă îmbrățișeze și să-mi spună că sunt prețios, extraordinar. Zice, ședeți aici până mă duc să mă rog. Măi, s-a dus să se roage, nu mai vine la tineret. Tu nu stai, au zis să șed. Roagă-te, susține-l, vine înapoi. Un ceas n-ați putut vegea împreună cu mine? Ar, aici trebuie să fim intuitivi. Aici trebuie să fim inventivi, trebuie să vedem, să prevenim și să vedem suferința pe care un om o poate avea. Cum a arătat Iisus pe cruce, așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El. Știți care este durerea? Că niciun om nu vrea să aibă un prieten trist, posomorât. Dar este un prieten care în necaz se face ca un frate. Și vreau să cred că băieții pocăiți și fetele pocăite, care sunt în seara aceasta aici și care ne ascult, sunt genul acela de oameni care, da, rămân lângă oameni și când sunt triști că aici atacă diavolul. În momentul în care tu te dezici de el, ăla se depărtează de el, rămâne singur și îl atacă diavolul. De aceea nu lăsa, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Nu ți întoarce fața, pentru că ajungi tu în necaz și ai nevoie ca să mai poposească. Dar mai stai un pic cu mine, dar hai, dar mi urât, Da, roagă-te pentru mine, Da, fă o rugăciune. Și dacă tu ai fost toată viața ta un ezitant și alții vor fi cu tine, cauzele suferințelor Domnului Isus. Nu erau păcatele lui, erau păcatele omenirii. Asta m-a consolat pe undeva. Am zis, Doamne, până la urmă merit. Eu am greșit, am mai pe alocuri, am mai o vorbă, am mai o atitudine și dacă sunt trist, măcar îmi plătesc. Le-a plătit Hristos pe cruce, dar ca idee sunt niște consecințe, niște urmări, da? Apoi, riscuri. Care sunt riscurile în întristare? Să renunți. Nu mă mai duc la tineret. Nu mă mai implic în slujire. Nu mai cânt în față. Gata, alții să cânte. Și Domnul Iisus a trecut pe aici. Și el nu, nu e păcatul cel mai mare că îți vine gândul să renunți. Nu ăsta. Păcatul cel mai mare este să renunți. Și o zis, tată, depărtează paharul. De la mine. Dacă cumva în, în împărăția ta găsești o altă variantă, sunt gata să o accept. Și zice asta de trei ori, de două ori și a treia oară. Zice, facă-se voia ta. Da? Deci gândul de a renunța. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte ești expus riscului de a intra în depresie. Și când intri în depresie e greu. E foarte greu. După pandemie, cu echipa noastră de slujitori, am tratat foarte multe cazuri de depresie. E foarte greu. Dar, dacă ați ajuns în depresie, nu ăsta e păcat. Depresie se mai traduce și printr-o formă de depresurizare a creierului. Pur și simplu, i-ai dat atât de multe de a făcut, că la un moment dat nu mai poate și taie din unele lucruri care nu sunt de im imediată importanță, care nu-i sunt necesare, le taie și lasă doar strictul necesar. Și atunci noi intrăm în panică, nu mai putem să mai avem trei joburi, stai liniștit, că depresia s-a demonstrat că e deja parte integrantă din vindecare. Adică în perioada aia creierul deja începe să se vindece. S-ar putea să fiți în locul acesta fete și băieți și să fiți în depresie și să fiți evitați de mulți. Stați liniștiți, e un nor care trece și vine din nou soarele, vine izbăvirea lui Dumnezeu în casa și în viața noastră. Să apoi, intensitatea e foarte importantă. Sudoarea i s-a prefăcut ca niște picături mari de sânge. Și vindecarea finală este acceptarea voii lui Dumnezeu. Acceptarea voii lui Dumnezeu. De ce a trebuit să moară mama? Pentru că Dumnezeu zice, poate să zică cineva, mama trăiește, Domnul s o binecuvinteze. De 8 martie am plinit 64 de ani. Da? De ce trebuie să, să se întâmple aia? Acceptă voia lui Dumnezeu. Acceptarea voii lui Dumnezeu este un act de maturitate teologică și spirituală care te ajută să te vindeci de un milion de întrebări. Asta este voia ta. De ce așa? O știe el. Da? Și în momentul în care ajung la acest nivel de maturitate spirituală, deja sunt vindecat în sinea mea, dragilor. Materialul acesta îl are Dani pe WhatsApp. Dacă vreți să reflectați asupra lui mai în detaliu, îl puteți găsi. Este parte dintr-un proiect de carte care se va chema Vindecat pe deplin vindecare mentală, vindecare emoțională, vindecare trupească, vindecare sentimentală, vindecarea familiei, biserica sănătoasă, da? E aproape gata cartea, mai am foarte mult de lucru la ea, dar va fi gata în curând și o să vă pun la dispoziție. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost aproape. Eu știți ce am făcut în seara aceasta? Am luat un cui și nu m-am zgâriat așa în sufletul vostru. Nu m-am scos la suprafață multe lucruri. Abia de aici începe procesul vindecării. În momentul conștientizării începe procesul. Și depinde de fiecare în parte. Nu căutați țapii spășitori, parcurgeți demersul biblic al vindecării. Și Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a zis, accept voia ta, a putut să moară liniștit. A putut să-și asume orice preț al slujirii. Pentru că aici ești în fața acestei, acestui tampon psihic și emoțional și nu mai poți trece, nu mai poți să fac nimic. Când ai zis, facă-se voia ta, accept voia ta, gata, dintr-o dată primești forță, primești putere și poți să mergi mai departe și să-ți duci misiunea până la capăt pentru că Dumnezeu te așteaptă cu răsplătiri. O să mai reluăm între ele și probabil în întrebările voastre. Amin.